Sau și bine am găsit la un nou joculeț pe canal, ăsta se numește Draken Sang Online și încă un joculeț ăsta gratuit, numai că de data asta e un joc în genul lui Diablo. Nu știu dacă ați jucat Diablo, eu cel puțin jucam pe vremuri Diablo 2. Am jucat și Diablo 3, dar jucam foarte mult Diablo 2 pe vremuri. Și jocul ăsta mi-aduce aminte de Diablo 2 într-un fel. Faza e că e gratuit, puteți să-l downloadați și voi. Dar vom face o chestie similară cum făceam la Skill. Ca să jucăm împreună, aveți un link în descriere, vă faceți cont pe linkul respectiv și după asta eu văd cine și-a făcut cont și pot să vă invit într-un guild, de exemplu, putem să facem o echipă împreună și să jucăm toți în aceeași echipă. Dacă aveți nume pentru echipă, pentru guild, lăsați în comentarii. Mă gândeam ceva legat de șobolan pentru că cam aia e emblema canalului. Dar nu știu, ne mai gândim la nume. Oricum, vă faceți cont pe linkul din descriere și vom putea juca împreună, veți apărea în episoadele următoare, cum am făcut și la skill. Poți să alegi femeie sau bărbat și ai 4 clase. Ai un Dragon Knight, Spellweaver, Ranger și bănuiesc că e un fel de engineer. Ranger e un fel de archer, Spellweaver e casterul, practic tipul cu magia. Eu de obicei joc Warriors în jocuri de genul ăsta. Și am făcut deja un caracter, ăsta e caracterul meu, The Max Infinite, pentru că toate numele, de exemplu, Max Infinite normal, e luat. Nu știu cum deja, probabil mai sunt oameni care joacă și au luat numele ăla deja. Ok, hai să-i dăm play now și să vă arăt cum e. M-a surprins faptul că e foarte mic, adică l-am downloadat și grafica e ok, l-am downloadat și... cred că avea vreo 19 mega și pe aia mai downloadat el 600 de mega clientul automat, dar m-a impresionat chestia asta. E foarte mic și se downloadează imediat, nu trebuie să stați mult și plus că rulează cam pe orice calculator. Bun, hai să mergem la quest, avem un quest deja. Și practic asta trebuie să faci, trebuie să mergi și să faci quest-uri. Avem harta aici și vedeți că sunt niște semne de întrebare. Avem niște copaci. Warrior-ul funcționează în felul următor. Cu cât dai mai mult damage, cu atât primești rage. Vedeți în partea din dreapta jos, acolo se umple rage-ul. Cu cât umpli rage-ul mai mult, poți să faci atacuri de-astea speciale. Și dai damage mult mai mare. Așa, hai să continuăm. Și trebuie să mergem pe la fiecare semn de întrebare și să colectăm, sunt niște chestii. Deci... avem, uite, 4 din 5. Deja am colectat că am mai jucat puțin quest-ul ăsta. Și exact ca Diablo, vezi? Trebuie să colectezi iteme, faci quest-uri. Eu sunt pe primul server, serverul ăla pe care vi-l recomandă când am luat jocul. Pe ăla mă găsiți pe mine și nu ezitați să mă adăugați la prieteni dacă v-ați făcut cont prin linkul din descriere. Oricum, ca grafică eu zic că e foarte ok și v-am zis, e în genul Diablo. N-aș spune că e la nivelul lui Diablo 3 în niciun caz, dar se aseamănă foarte mult cu Diablo 2 și Diablo 2 a fost un joc pe care l-am jucat mult, v-am zis. Vreau să mai jucăm și joculețe de genul ăsta, pentru că pe astea pot să le joc împreună cu voi. Și o să mai facem și skill, bineînțeles. Faza în skill, dacă cumva nu am reușit să vă adaug pe toți încă la prieteni, e pentru că, din câte am văzut, trebuie să adaug și pe fiecare în parte și durează destul de mult. Aș vrea o opțiune să adaug pe toată lumea deodată. Ar fi mult mai ușor. Dar oricum, și uite, am făcut level up. Mi-a dat un nou skill. Rageful Swing. Hai să mergem și la ultimul punct, să vedem ce găsim și acolo. Dar cred că le-am luat pe toate în mare parte. Sacrilege of the Grimstone Age. Of the Grim Magstone. Uite asta. Bring the materials you've collected. Trebuie să ne întoarcem și să ducem materialele. Momentan încă mai suntem într-o zonă de asta în genul unui tutorial, dar după ce terminăm o să mergem într-un oraș și ne întâlnim cu o grămadă de oameni acolo. Și o să ne putem întâlni cu... adică împreună. V-am zis. Faceți cont pe linkul din descriere și ne întâlnim în joc. Dar să nu uitați să intrați pe primul server. Ia să văd inventorii. Uite aici ce item am făcut rost. Aș putea să fac dual wield, oare? Nu cred că mă lasă.
Cred că e doar o singură sabie. 3-4 damage. Uite, e mai bună asta. Ruined chainmail. E ruined și nu mă lasă să-l port. Și ăsta e un shield. Trebuie să văd dacă e mai bun decât ăsta pe care l-am eu acum. 17 armor, 20 block, plus 3 health points. Deci e mult mai bun, că îți dă viață în plus. Bun, și acum bring the materials. Trebuie să ne întoarcem cu materialele pe care le avem. Crates. O poțiune. Hai să ne întoarcem în oraș și să ducem quest-ul ăsta. Bine, eu fac click acum, dar nu trebuie să faci click. Poți să-ți apăsa click și pur și simplu dai direcția în care vrei să mergi. Îmi plac joculețele astea. V-am zis, în trecut jucam Diablo și farmam o grămadă. Ok. Și ne-am întors în oraș. Ok, you're back. Am făcut tot ce mi-a cerut. Și am primit reward-ul. Și acum mai avem niște quest-uri pe aici pe care putem să le luăm. Enter Grimstone așa and make sure everything is in order. Asta avem un quest de aici. Asta e singurul. Putem să mergem la Blacksmith. Repair item. Să-ți repare itemele pe care așa. Repair everything. Nu avem momentan nevoie. Dar putem să intrăm în dungeon. Și cred că o să fie greu. Dungeonurile de obicei sunt un pic mai grele. În jocuri, în general, că e prima dată când joc, asta nu prea îmi dau seama. Ok, expanded commands. Hai să vedem cam cât de greu e. Oh, here I am. Vine cu mine să mă ajute, fain. Avem scheleți. Chiar îmi place jocul, e fun. Nu mă așteptam, adică în general v-am zis, jocurile free-to-play nu sunt chiar așa de bune. Dar uite, asta chiar e fun. Și v-am zis, grafica e ok. Holy shit. Acum mă gândesc dacă ar fi trebuit să-mi fac un caracter cu magie, că văd că ăsta dă destul de tare, în comparație cu mine oricum. Voi ce vă faceți de obicei în jocurile astea? Cu magie, warrior, ce vă place să jucați? Ok. Skill-ul al doilea dă într-o parte așa, uite, ceva de genul ăsta. E fain că el le dă cu gheață și îngheață și eu pot să după aceea să-i omor. Mă gândesc să încercăm în... poate pot să încerc și alte, și alte caractere. Escape enemies-ul așa. Vreau skill-uri noi. Uite cât de mișto sunt skill-urile la tipul ăsta, doamne. Mi-ar place să jucăm, de exemplu, să intrați și să jucăm într-un dungeon mai mulți oameni. Tot așa de pe canal. Intrăm, facem un guild și apoi mergem în dungeon-uri și omorâm mobi împreună. Level 4. Avem și un talent tree pe undeva. Nu știu exact. Stai. Battle registration. Skills. Uite, aici avem skill-urile. Chestia bate aici, eu nu îl bag în seamă. Find the Grimstone. Trebuie să găsim un grave. Ideea cu jocul ăsta e că probabil o să meargă pe majoritatea PC-urilor. Skill nu prea merge pe toate calculatoarele. Are grafică un pic mai avansată și asta, dar ăsta nu cred că o să aveți probleme cu el. Așa că chiar vă recomand să-l încercați. Plus că v-am zis, se downloadează imediat. Un chest aici pe care l-am ratat. Plus faza faină e că dacă nu vreți să-l aveți în engleză, puteți să-l setați în română și jocul e complet tradus în română. Așa. Într-un fel e bine să ai rage, pentru că mana se consumă și trebuie să-ți iei poțiuni și chestii de genul ăsta, dar dacă nu bați continuu, îți scade rage-ul și practic tu nu poți să... inițiezi un atac. Uite, de exemplu, mie acum am scade constant rage-ul pentru că nu atac deloc.
Cu jocurile de genul ăsta nu facem serie. Episoadele vor fi ocazionale, ca să înțelegeți. Ceva fun cu abonații, practic. Asta e tot ce vom face cu jocurile de genul ăsta. Oh, ăsta e un pic mai avansat. Tot l-am rupt. Oricât de avansat era el, tot l-am rupt. Și trebuie să ajungem acolo în capăt. Nu știu ce e acolo. Oh, doamne, cât sunt. Dacă le dau la toți deodată. Cu abilitatea să văd că pot să rănesc mai mulți deodată. Plus că îmi face bine la rage. Ia uite ce-i rup. Pot să joc și de mai aproape, dar nu știu, îmi place mai de la depărtare așa. Și aici ce avem? Oh shit, level 4. Asta e, cred că e boss. Aia nu-i problema, oricum l-am rupt. Ok, și am primit o armă, cred. Follow the undead. Ok, mergem în altă zonă. Unde suntem? Sunt curios dacă sunt dragoni în jocul ăsta. A, și continuăm. Vezi cât de mare e dungeonul ăsta? Avem o grămadă de jucat. Cred că voi încheia video aici. A fost doar un video așa mai scurt. Doar să vă arăt joculețul și să vă invit să jucați cu mine. V-am zis, aveți un link în descriere dacă vreți să vă registrați și să jucăm împreună. Și gândiți-vă la un nume pentru guild. Chiar vreau să facem un guild. Ok, ne auzim data viitoare. Pa, pa!